Bună ziua, sunt Costel Oprea, gazda Noua TV. În sfârșit s-a hotărât, alegerile sunt comasate, au dat o ordonanță de urgență în acest sens. Lumea intră pe un făgaș, ca să spunem așa, normal, nu știu cât de normal este, dar totuși este bine că știm când vor avea loc alegerile. Asta nu înseamnă că s-a împlinit democrația. Putem spune că prin această decizie luată de guvern se dă o puternică lovitură dreptului la vot și a funcționării democrației. Pentru a discuta acest subiect privind comasarea alegerilor, avem astăzi un invitat special. Este vorba de un jurist, doamna avocat Daniela Călin. Bună ziua! Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Meseria dumneavoastră este jurist, avocat, dar în același timp sunteți și om politic, sunteți președinte organizației de femei de la Partidul Republican. Da, într-adevăr, și recent am fost desemnată și președintele filialei ILFOV a Partidului Republican din România. Da, este interesant pentru că dumneavoastră puteți analiza ceea ce se întâmplă în zilele noastre și din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere politic. Da, cu siguranță, dar și prin prisma experienței, pentru că am fost în trecut desemnată ca membru în Biroul Electoral Central din partea ALDE la mai multe rânduri de alegeri, dar și inclusiv pentru referendumul de familie, dacă vă amintiți. Da. Cum considerați această decizie privind comasarea, din punct de vedere juridic, în primul rând? Deci, din punct de vedere juridic, este profund neconstituțional. Ne amintim cu toții că au fost mai multe decizii ale Curții Constituționale care s-au pronunțat asupra acestui aspect, de fapt, chiar la cererea unuia dintre partidele care se află în momentul acesta la guvernare. Ori, din păcate, cele două partide au înțeles acum, pentru a se menține la putere, să nu mai respecte nici Constituția, nici recomandările Comisiei de la Veneția, care în trecut pentru ei erau literă de lege, și astfel, așa, peste noapte, m-am putea spune chiar noaptea ca hoții, pentru că este o sintagmă foarte mult uzitată, mai ales de către PNL, de exemplu, în trecut, când era în opoziție cu PSD-ul. Acum sunt ca frații cele două partide. Deci este un act profund nedemocratic și mai ales că este înfăptuit, dacă se poate spune așa, de către aceste două partide care se pretind reprezentantele democrației, care arată cu degetul spre opoziție și eu mă refer la adevărata opoziție, la Alianța AUR pentru Unirea Românilor, da, cu care Partidul Republican din România se află într-o alianță și care s-a pronunțat asupra acestui aspect, care a condamnat, a avut și tot felul de acțiuni pentru a împiedica această comasare. Cu toate acestea, din păcate, iarăși regret să o spun, cele două partide au hotărât comasarea. Cum? Prin ordonanța de urgență, dar dacă vă uitați în preambulul ordonanței, nu este justificată urgența, nu este justificată acea situație extraordinară. Am putea să rezumăm cu un celebru citat, asta este pofta ce au poftit-o, cele două. Da, pentru ei este urgență pentru că au dat-o foarte târziu. Din punct de vedere politic, noaptea ca hoții, să repetăm. Da. Ei s-au grăbit să o dea, deci pentru ei a fost o urgență, dar nu este o urgență pentru celelalte partide, cărora li s-a luat din dreptul de a putea să organizeze o campanie electorală corectă. În primul rând, eu aș spune că a fost afectat dreptul cetățenilor, da? Și de a vota, poate și de a participa în alegeri și de a fi aleși, pentru că să ne amintim că avem foarte mulți cetățeni români în străinătate. Nu toți locuiesc acolo, nu toți au rezidența acolo, unii au contracte de muncă, ei aveau o anumită dată în minte pentru alegerile locale și ea s-a schimbat peste noapte. Mulți dintre ei nu se vor putea întoarce acasă ca
să voteze la alegerile locale. Pentru că sunt foarte mari costurile de transport și nu numai. Dar nu le pasă nici domnului premier, nici domnului Ciucă, din păcate, deși ei au pretins că fac asta pentru a participa cât mai mulți cetățeni la vot, că vor reduce costurile, așa ne-a spus domnul Boloș, ministrul finanțelor, dar dumnealui nu a venit cu niciun calcul din care să prezinte o cifră care să ne ducă la concluzia că ar fi într-adevăr o reducere a costurilor. Dimpotrivă, că a fost membru în biroul electoral central la alegerile trecute locale, aș putea să vă spun că nu, eu nu văd. Poate că eu sunt profană în ale matematicii, dar mi se pare că sunt costuri la fel de mari, poate chiar mai mari, cu organizarea celor două rânduri de alegeri. În al doilea rând, nu poți să pretinzi că tu ești reprezentantul cu adevărat al democrației când tu încalci cu bună știință Constituția României, deciziile CCR, deciziile, recomandările de ce, Comisiei. De ce spuneți că este anticonstituțională această ordonanță? Alterează profund, așa spune, dreptul fiecărui cetățean de a vota la aceste alegeri. Din moment ce mulți cetățeni români aflați în străinătate se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta la domiciliu din România pentru a vota la alegerile locale, atunci unde este dreptul lor respectat, dreptul lor de a vota, de exemplu? Dar mai este un aspect foarte important. Aceste alegeri, deci și alegerile locale și alegerile europarlamentare, o să aibă loc într-o singură secție de vot. Deci o să fie aceeași, cum să spunem, aceeași echipă în cadrul secției de vot, în aceeași circumscripție electorală și vor fi 5 buletine de vot. Vă dați seama câtă confuzie se va produce în mintea cetățeanului care va merge să voteze, da? Mai ales că avem o lună de campanie efectivă, aceea care se desfășoară conform normelor legale, dar în care iarăși va fi foarte interesant de urmărit, da, să vedem pe cele două partide aflate la guvernare care au listă comună pentru europarlamentare, dar la alegerile locale fiecare va merge pe liste sau în alianțe după cum va considera de cuvință. Asta înseamnă că probabil în cursul aceleiași zile vom vedea reprezentanți din cele două partide, candidații care, așa cum au făcut și înainte de campania electorală, se vor certa, își vor arunca tot felul de invective, se vor contrazice, da? Iar în ceea ce privește alegerile pentru Parlamentul European, se presupune că ar trebui să aibă puncte de vedere comune. Și pentru că tot revin la lista comună pentru alegerile pentru Parlamentul European. Ați văzut că cele două partide s-au chinuit mult să găsească acel candidat independent, o doamnă, așa au vrut, da? Da, pe care să o pună în fruntea listei electorale. Din punctul meu de vedere, ca și președinte al unei organizații de femei, eu aș spune că asta este o jignire profundă pentru toate doamnele din cele două partide. Adică dita mai partidele, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, nu au găsit nicio femeie din cele care activează în rândurile lor, poate de când s-au înființat aceste partide, demnă de a fi pusă în fruntea listei de candidați. Mie mi se pare, cum spuneam, absolut o jignire. Pe de altă parte, ca și membru de partid, aș spune că nici nu este normal ca tu să aduci un candidat independent, chiar dacă asta ți-ar maximiza șansele în alegeri, pentru că până la urmă, unde este răsplata pentru membrii care sunt, care activează zi de zi, care își alocă timpul lor, resursele lor, pregătirea profesională pentru a face ca partidul să ajungă la guvernare, să-și pună în aplicare programul de guvernare, obiectivele. Deci nici măcar aceasta mie nu mi se pare că este democratic. V-aș întreba, ca să arunc o provocare,
Trebuia neapărat să fie o femeie, nu considerați că trebuie să țină cont de meritocrație, de calitățile extraordinare ale unei persoane, indiferent dacă este bărbat sau femeie? Bineînțeles, asta în primul rând și de altfel, atât noi la Partidul Republican din România, dar și aliații noștri de la AUR, întotdeauna au spus acest lucru, participarea, da, și candidaturile trebuie să fie pe baza meritelor. Și de fapt să știți că la alegerile pentru Parlamentul European ați văzut că AUR a fost singurul partid din România care și-a lansat lista de candidați aproape un an înainte și nu a avut nicio... Ca să cunoască oamenii. Da, exact, exact, să cunoască oamenii, să poată să aprecieze, iar eu aș spune că pe această listă care ați văzut că este o listă echilibrată, se află atât bărbați cât și femei, sunt numai oameni competenți, numai unul și unul, cu CV-uri impresionante, atât domnii cât și doamnele. Acum, sigur, vom vedea așa care va fi ordinea pe listă, da? Dar sunt convinsă că va fi o alegere justă. În AUR sunt comisii care se ocupă de asta, inclusiv pentru candidaturile la alegerile locale. Sunt comisii care vor evalua fiecare candidatură în parte. Deci nu se va face așa oricum. Și aș vrea să mai precizez un lucru, pentru că ați văzut că în zilele trecute s-a vehiculat mult în presă, din păcate, aș spune că nu este normal asta pentru jurnalismul din România, un deepfake care era prezentată vocea domnului George Simion, prin care ar fi spus în cadrul unei ședințe că sunt acceptați absolut toți, inclusiv penalii, inclusiv persoanele cu tot felul de alte probleme. Nu, nu este adevărat. Eu am fost prezentă la acea ședință. Dacă nu aș fi fost prezentă, dar nici măcar așa, eu nu aveam un dubiu. Dar sigur, pentru majoritatea populației, care nu cunoaște toate aspectele astea, poate fi o provocare. Poate chiar oameni care nu sunt foarte familiarizați cu politica să creadă acest lucru. Din păcate, este războiul politic, război informațional, mă rog. Deci nu este vorba numai de influențele din afară și încearcă să destabilizeze o țară sau alta, dar din păcate se vede că războiul acesta, asta politic, are efecte inclusiv pe plan național și în interiorul campaniei electorale. Aș pune în discuție faptul că, într-adevăr, este viciat votul din cauza faptului că lucrurile sunt atât de amestecate, se creează o confuzie foarte, foarte mare în rândul populației în perioada aceasta de campanie electorală, încât omul atunci când o să voteze, o să voteze în necunoștință de cauză. Sigur că va vota în necunoștință de cauză. De fapt, acesta a fost și scopul acestei comasări, scopul urmărit de cele două partide, care au dorit să creeze această confuzie în mintea electoratului, profitând mai ales de faptul că au primari, au consilieri locali, județeni în majoritatea circunscripțiilor electorale. Și atunci... vă dați seama cum vor vota, de exemplu, acei cetățeni din comunele acelea, sărace, în care majoritatea depinde nu ajutorul. Nu numai acolo, o problemă o să fie inclusiv de electoratul din orașe. Eu asta vă spun sincer, pentru că campania aceasta electorală nu o să aibă o consistență pe o anumită zonă. Deci una este să faci campanie pe europarlamentare cu niște teme europene, așa ar trebui, și alta este să faci campanie pe plan local, unde e vorba de proiecte foarte concrete legate de, mă rog, de strada asta persoane respective, de canalizare, de apă, de nu știu ce. Exact acest lucru vă spuneam, cele două alegeri au scopuri diferite, nu-i așa, și atunci nu va fi timp să dezbați toate temele și bietul cetățean se va întreba așa ca în Caragiale, și eu cu cine votez? Sau se va întreba ce votez? Pentru că nu va fi suficient de bine informat ca să poată să aleagă în cunoștință de cauză. Asta s-a și urmărit, din păcate.
Un alt element care mi se pare că vă vicează votul și inclusiv democrația este votul la locale într-un singur tur de scrutin. Aceasta este o problemă pe care tot cele două partide aflate la guvernare ar fi putut să o rezolve, pentru că aveau majoritatea în Parlament. Dar n-au vrut. Dar sigur că n-au vrut, pentru că lor le convine. De ce? Pentru că se știe că, de regulă, primarul aflat în funcție, ca să dăm un exemplu, are cele mai mari șanse. Pornește într-un singur, într-un singur tur de scrutin. Sigur, noi ne propunem atunci când vom câștiga alegerile să schimbăm asta. Bine, asta va fi, sigur, la următoarele alegeri, cele pentru Parlamentul României, pentru că numai atunci când ai majoritatea în Parlament poți să schimbi legile, dar nu să schimbi legile așa cum o fac ei, nu prin ordonanțe de urgență date așa cum de avalma, date peste noapte, pentru că acest guvern a ajuns să guverneze numai prin ordonanțe de urgență, cred că le-am pierdut și numărul, cu toții. Se modifică legi în continuu. Vedeți, asta afectează pe toată lumea. Începem cu contribuabilul român, dar în cele din urmă afectează sistemul de justiție, care la un moment dat este chemat în procesele care sunt pe rolul instanțelor, de exemplu. Instanțele sunt chemate să se pronunțe cu privire la aplicarea anumitor norme, din anumite legi la un moment dat. Ce să facă judecătorii? Pentru că până la urmă și ei sunt oameni. Ca să nu mai spunem că oricum sistemul de justiție a fost profund afectat de toată această problemă a așa ziselor pensii speciale. S-a vorbit foarte mult despre pensiile magistraților. Iar în cele din urmă au reușit să-i pună pe fugă pe majoritatea celor care puteau să se pensioneze. Ei au făcut-o. Da, pentru că nu știau până la urmă ce le mai rezervă viitorul. Consecința este dramatică, pentru că parchetele s-au golit, instanțele s-au golit, sunt judecătorii care funcționează, de exemplu, numai cu judecători care sunt delegați sau detașați în condițiile legii, puțin și aceia, cauzele sunt foarte multe și atunci justiciabilul este profund afectat și a pierdut încrederea în sistemul de justiție, mai ales că mai apar și acele cazuri care ele se dau tot timpul exemplu la televizor, pentru că tot așa ele convin și profită politicienilor, în special acestor politicieni de la guvernare, și sunt date ca exemplu și cumva aruncă o lumină de generalizare asupra întregului corp de magistrați. Da, da. Ori, acum vă dați seama, dacă eu aș fi un judecător sau un procuror care își îndeplinește atribuțiile conform legii, m-aș simți profund nedreptățit, da? De asemenea generalizare, de asemenea etichetare, pentru că, până la urmă, omul simplu, justiciabilul, nu cunoaște în profunzime așa problemele sistemului de justiție, deși ele au fost aduse la lumină de nenumărate ori de asociațiile magistraților, fie că au fost ale judecătorilor, fiecare au fost ale procurorilor. Și ca să vorbim apropo de pensiile speciale, până la urmă acești guvernanții, da, celor două partide, PNL și PSD, au promis de data trecută că vor elimina pensiile speciale. Și nu mă refer aici la pensiile magistraților, pentru că, să ne înțelegem, eu întotdeauna am pledat, deci nu vorbim aici de pensii, dar, de exemplu, ca magistrații, procurorii sau judecătorii, dar și personalul auxiliar să fie bine remunerați, da? S-ar fi putut soluționa și această chestiune a pensiilor speciale, dar nu s-a vrut. Ați văzut ce legislație a fost adoptată. Total confuză și, bineînțeles, parcă mănușă pentru respingerea la Curtea Constituțională. S-au dat motive speciale pentru să fie respinsă la Curtea Constituțională. Cu siguranță, și vedeți tot ceea ce au făcut ei,
produce un sentiment profund de inechitate, da, în rândul pensionarilor obișnuiți, aceia simpli care de-abia își duc zilele, care de-abia reușesc să-și cumpere alimentele necesare, medicamentele necesare și cărora mereu tot aceste două partide care au guvernat România de 34 de ani încoace într-o formulă sau alta le spun că nu au bani. Dar tot timpul se găsesc bani pentru tot felul de sinecuri, se creează tot felul de posturi noi. Numai în presă s-a scris de nenumărate ori de multele, multele posturi nou înființate, prea multele nepotismul, ne-am săturat, ne-am cam săturat de acest tip de a face politică, din păcate. S-a mulțumit foarte mult că ați venit la noi și că încercăm să răspundem cererilor oamenilor, pentru că ei acum vor să măcar să încerce să își dea seama despre ce este vorba peste o lună, două, trei, la sfârșitul anului. Oamenii știu că trebuie să voteze, dar din păcate nu știu ce să voteze, nu știu pe cine să voteze, se creează o adevărată confuzie și noi încercăm cât de cât să-i mai informăm și să le aducem puțină lumină în privința acestui drept pe care l-au. Trebuie să precizăm că românii au dreptul la vot. Acesta este un drept câștigat și trebuie să și-l exercite. Da, dreptul la vot trebuie exercitat și eu recomand tuturor să meargă la vot. Sigur că în calitate de reprezentant al unui partid politic, da, în alianță cu AUR, care este un partid care s-a afirmat mult în ceea ce privește lupta sa pentru drepturile românilor obișnuiți. Aș putea spune că reprezintă vocea românilor, acelora necăjiți, care se confruntă zi de zi cu tot felul de probleme, vocea antreprenorilor români, aceia care tot timpul ei sunt agasați, tracasați de tot felul de instituții ale statului și când este să obțină autorizații și nu mai vorbim de taxele și impozitele majorate pe care tot timpul le suportă mici antreprenori români și au fost aduși în asemenea hal încât ei nu întrezăresc un viitor bun pentru ei și vedeți că din ce în ce există din ce în ce mai multe falimente. Vedeți, e problema fermierilor care până acum în câteva săptămâni au manifestat în afara Bucureștiului. Și apropo, cât de democratic a fost ca partidele de la guvernare să folosească instituțiile statului, jandarmeria, poliția, pentru a-i opri să vină în capitală cu tractoare, de exemplu, sau cu alte utilaje agricole. De ce la Bruxelles s-a putut, în Franța s-a putut, iar în România nu s-a putut? Cât de democratic este asta din partea unui partid care se pretinde democratic și arată cu degetul înspre AUR, spunând că este un partid extremist. Eu categoric și ca avocat resping asemenea etichete. AUR este un partid ales în mod democratic, are reprezentare în Parlamentul României, are un program de guvernare pe care și pe acesta l-a prezentat pentru că a dorit să aibă un parteneriat, da, cu românii, în care românii să vină cu propuneri de amendare acestui program, pentru că până la urmă așa se construiește un program de guvernare. Ce au făcut cele două partide, PSD și PNL, până acum? Ne spun ce bine o duce România, cum a crescut, nu știu eu ce cifră, ne dau ce cifră ne dau ei și ne spun că România a avut o creștere economică. Chiar citeam astăzi
Într-un articol care ar fi avut o creștere economică, mi se pare că de 2,1%, dacă rețin bine cifra. 2,1% pe față de... Nu, chiar nu mi se pare relevant, da, atâta nu, timp nu, nu cât în buzunarele, da, vede, în buzunarele românilor nu se vede acest lucru. Atâta timp cât românii obișnuiți nu știu ce să mai facă efectiv ca să-și câștige pâinea, ca să-și ducă zilele într-o, spuneam, în pace, în armonie. Ori e când se uită la televizor, deci nu, ce văd? Nu trece o zi fără să mai afle cine știe, de cine știe ce ordonanță aberantă sau lege aberantă adoptată de guvernul domnului premier. Mulțumim foarte mult. Aceste răspunsuri o să le vedem la vot, într-adevăr, să vedem care este răspunsul oamenilor la ceea ce au făcut guvernanții noștri și dacă ei reușesc, într-adevăr, să ofere votul unei alternative la această guvernare. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu pentru invitație! La revedere! La revedere!